Încă 245 de locuri noi de muncă sunt vacante în județul Mehedinți. Mai multe detalii sunt disponibile la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, care se adresează șoferilor indemnizați sau neindemnizați. Persoanele interesate au la dispoziție 245 de locuri de muncă vacante, care pot fi consultate la sediile Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. Agent de securitate 35, confecțion îmbrăcăminte 5, capitan fluvial 3, electrician 6, economist 2 locuri, femeie de serviciu 1, fochist 1 loc, gestionar 1, ifronist 5 locuri, inginer mecanic 5, inginer control nedistructiv 2, inginer constructor 2 locuri, inginer silvic 1, lăcătuș mecanic 31 de locuri de muncă vacante, lucrător comercial 3, manipulant marfă 1, macaragiu 1, mașinist podrulant 1, marinar 3 locuri, maestru constructor 1, mașinist turbine 1, mecanic auto 3 locuri, manevrant vagoane 2, muncitor necalificat în diferite domenii de activitate 54, operator celuloză 1, ofițer mecanic 3, pizar 1 loc, paznic 15, recepționer hotel 1, sudor 31 de locuri de muncă vacante, șofer 5 locuri, strungar 1, șef mecanic transport fluvial 3 locuri, specialist în îmbunătățire procese 4, șef manevră 2, tâmplar 2, timonier naval 4, tubulator naval 1 și un loc de vopsitor în lemn. Cei interesați pot consulta atât ofertele de muncă, cât și cursurile de formare profesională la sediul AJOFM din municipiul Drobeta Turnu Severin, dar și în Orșova, Strehaia, Baia de Aramă, Vânjumare și Cujmir.